În acest weekend s-au jucat meciuri din cadrul etapei a 5-a Ligii 1 de futsal, însă dintre echipele de Vene doar ACS Vest Deva a jucat, învingând ultima clasată cu scorul de 14-5. În cadrul celei de-a 5-a etape a Ligii 1 de futsal, duminică 22 octombrie, echipa locală ACS Vest Deva a primit vizita echipei CFF Clujana Cluj-Napoca, aflată pe ultimul loc în campionatul de futsal al României. Deschiderea scorului s-a produs în minutul 3, când Andrei Brașoveanu a finalizat pentru Deva, anunțând un meci cu multe goluri. În minutul 5, Alioani face 2-0 în urma unei faze frumoase create de Răzvan Radu. Părea că jocul se va desfășura la o singură poartă, însă după mai multe ratări ale echipei locale, oaspeții scapă pe contraatac și reduc din diferență, relansând meciul. Peptea se trece și el pe lista marcatorilor pentru ACS Vest în minutul 6, însă Deva nu se desprinde nici de data aceasta, clujenii reușind din nou să înscrie după o minge pierdută ușor. Până la pauză, Vest Deva a mai înscris de 4 ori, prin Eduard Petre în minutul 11, din nou Andrei Brașoveanu în minutul 13, Mimi Stoica în minutul 15, în urma unei lovituri de pedeapsă, iar Răzvan Radu stabilește scorul pauzei, 7-2 pentru ACS Vest Deva. În cea de-a doua repriză s-a înscris cu un gol mai mult decât în prima parte, clujenii marcând de 3 ori, iar devenind tot de 7 ori, la fel ca în primul mitan prin Mimi Stoica în minutele 23 și 36, Răzvan Radu și Peptea în minutul 35, Sebastian Mateescu minutele 36 și 39, pentru ca scorul final să fie stabilit în ultimul minut de Eduard Petre. ACS Vest Deva CFF Clujana Cluj-Napoca 14-5. O victorie concludentă, binevenită pentru noi, pentru grup, pentru echipă. Sperăm la mai multe de acum înainte. Cum e la 40 de ani să joci cu tinerii ăștia din echipă? Mă simt foarte bine. Mă bucur că sunt tineri, că pot alerga. După cum ați văzut, nu am ieșit din teren. Am fost lângă ei în toate momentele. Sunt bine fizic și mă bucur pentru asta. Ce urmează? Meciul cu Odorhei. Un meci greu. Sperăm să aducem cele 3 puncte acasă. Tot în această etapă, United Galați a învins sâmbătă pe Luceafărul Buzău cu scorul de 7-5, Vest Deva urcând pe poziția a patra în clasament și urmând să aibă meci etapa următoare cu echipa din Odorheiul Secuiesc, o altă pretendentă la Final Four. Clujenii vor reveni la Deva pentru a întâlni vicecampioana României, FC Auto Bergamo Deva.